A iubi înseamnă a rezona cu bucuriile și mai ales cu suferințele celor din jurul nostru. A iubi înseamnă să ne facem timp să îl cunoaștem pe Dumnezeu și mai ales să ne facem timp să mergem în casa Lui, adică în Sfânta Biserică. Asta ne spune Părintele Gabriel Cazacu, paroh al Bisericii Cașin din București, într-o altfel de oră de religie. În secolul 21, ducem lipsă de iubire și compasiune față de aproapele noastre. Credeți că în ziua de astăzi Sfințenia mai este un gând de altfel de pe realist? Pentru tineri? Dragul meu, Dumnezeu, Tatăl nostru cel bun, primitor și iertător, ne oferă nouă tuturor accesul la Sfințenie. Sfințenia aceasta este harul lui Dumnezeu care îmbrățișează lumea, care ne sfințește pe noi oamenii și ne dă putere să mergem mai departe în fiecare zi. Este obligatoriu să fim milostivi, pentru că altfel nu ne putem mântui. Post, credință, fapte bune în biserică, condițiile absolut necesare pentru obținerea mântuirii. Omul care trăiește în zilele noastre este asaltat de tot felul de ispite, însă venind în Sfânta Biserică, împărtășindu-se, având legătura cu preotul duhovnic, este puternic, primește har, primește ajutor, primește mila lui Dumnezeu pe care noi oamenii o dăm mai departe semenilor noștri.